Bună și bine v-am găsit la mesajul îngerilor. Voi întreba cărțile îngerilor ce mesaj au să transmită pentru zodia Capricorn, cât și pentru persoanele care au ascendentul în această zodie. Ce mesaj au să transmită îngerii pentru luna octombrie? Un mesaj general. Îngerul Tereza. Acest înger capricornilor le transmite faptul că ați fost în ultima perioadă mai mult preocupați pentru ceilalți, mai mult preocupați să vă găsiți poate sufletul pereche, mai mult ocupați să satisfaceți nevoile celor apropiați, mai mult preocupați la muncă, în serviciul dumneavoastră, implicați foarte mult din punct de vedere profesional. Luna octombrie vine, să spunem, ca o relaxare. Este un moment să vă dați importanță dumneavoastră. Este momentul să te oprești și să ai grijă și de tine. Da, este momentul să te gândești mai mult la sufletul tău decât la ceilalți. Să vezi ce îți dorești cu adevărat. Să vezi cum îți poți îndeplini unele dorințe. Să vezi cum poți ajunge pentru a-ți îndeplini unele dorințe. Să faci pași importanți pentru a-ți atinge unele scopuri, da? Care țin doar de persoana ta, care țin doar de sufletul tău, care țin doar de dorințele tale. Da, această lună este o lună în care trebuie să te axezi mai mult pe ceea ce îți dorești tu. Da, deoarece persoanele din jurul tău se pare că sunt bine, se pare că tu nu ești bine. Da, sufletul tău are o nemulțumire. Axează-te pe ceea ce îți dorești tu în această lună. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Nu uitați să-mi dați un like și share acestui video. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă aștept cu drag la un nou video. Pe curând!